Da, legat de cauzele care au dus la declararea stării de insolvență la hidroelectrică, aș vrea să, să ne spuneți pe scurt care sunt problemele reale legate de costurile cu salariații. Că a spus că un salariat câștigă în medie cam peste 1600 de euro. În această situație, care sunt cele mai mari salarii și cine beneficiază de ele? Ăla și ce veți face cu acei oameni? Nu e un salariu, e un cost. E un cost. Pentru că mulți au înțeles și din presă că e un salariu. Și puține au fost care au chiar salariu net. Nu niciodată. Aveți la pagina 225 și în formă tabelară și detaliat în concluzie la capitolul legat de impactul contractului colectiv de muncă pe indicatorii financiari. Într-adevăr, raportat la veniturile în scădere și în 2012 și în 2011, contractul colectiv de muncă a fost identificat ca o cauză care a stat la baza insolvenței. Un contract împovărător. Dar aici, sigur că nu avem în vedere acele salarii de bază care sunt rezonabile, acele sporuri, fie pentru ore suplimentare, fie pentru condiții grele de muncă, ci unde avem oarecare rezerve sunt vis-a-vis de acele indemnizații, bonificații, prime jubiliare, prime de vacanță, care la în momentul ăsta nu mai sunt sustenabile, nu mai pot fi susținute financiar de societate. Și mai ales la acea pondere oarecum inechitabilă între fondul de salarii alocat celor din reproductiv și celor din TESA. TESA, în primul rând, e o structură supradimensionată, înseamnă 39% din numărul total de angajați, 2023 din 5218 și aproape o treime consumă 52% din fondul total de salariu. Din punctul ăsta de vedere, sigur că oare ce frustrări la nivelul celor din reproductiv și care duc greul muncii la hidroelectrică, mi se pare că se poate de justificate și sigur că intenționăm să reașezăm această politică salarială pe principiu după muncă și răsplată. Mă asigur că sunt și alți factori și alte condiții care pot fi legate de productivitate, de eficiență, în fine, dar nu intrăm în detalii. Deci niciodată nu am spus că salariul mediu, fie el net sau brut, pe angajate de 1643, tot timpul am spus că costul mediu pe care îl suportă societatea cu un angajat de 1643, în care intră acel salariu de bază de încadrare cu toate cele 70 de bonificații, sporuri, indemnizații, prime jubiliare, cu cheltuielile pe care le suportă angajatorul pentru salariat, sunt acele reținere la sursă, CSSS, șomajul, inclusiv aici intră și cheltuielile cu formarea profesională. Deci, ca să nu înțeleagă nimeni și dacă au înțeles, sigur, nu este eroarea noastră, că noi corect am comunicat că ăsta e un cost. Dar e un cost care intră pe capitolul de cheltuială și în special pe capitolul mare de cheltuieli de exploatare. Sunt 438 de milioane de lei pe care hidroelectrica i-a plătit efectiv pe acest capitol de cheltuială. Cheltuiala cu forța de muncă. Asta nu înseamnă că oamenii pleacă acasă cu 1643. Sigur că sunt salarii la nivel test, la nivel de execuție de director, evident, mult peste 1643. Ajung 2, 3, 4, 5 mii de euro. Și e normal. E normal o societate cu o cifră de afaceri undeva între 700 și 1 miliard de euro, cu active de 5 miliarde de euro, o societate cu de o asemenea importanță pentru economia românească, pentru România în sine. Este principalul producător de energie, cu o cotă de în medie 25-26%, și principalul furnizor de servicii de sistem, cu o cotă de peste 80%, să aibă salarii la nivelul director, chiar și de 10.000 de euro, eu nu am nicio problemă. Pentru că adevărații manageri trebuie stimulați, trebuie retribuiți adecvat, pentru că alminteri intervin acele tentații. Și atunci asigur că ne furăm căciula. A spus că veți face restructură la nivelul directorilor. Cine sunt primii vizați? Păi un prim director vizat pentru că a făcut mare caz sindicatul. Sindicatul, sigur, din păcate pentru dânsii nu au argumente să răstoarnă nici măcar o virgulă din cele câteva milioane de caractere, din cele 481 de pagini cât are raportul. Și să leagă acum de un element absolut derizoriu. Că am angajat pe un post vacant. Unu, nu am creat un post, era un post vacant pe o direcție de mentenanță pe care se duc în fiecare an cam 350 de milioane de euro și am angajat un om de încredere al lui Borza. Da, am angajat un om de încredere al lui Borza pentru că vreau să știu pe ce bani și unde, pe ce contracte și cui și cum se duc banii hidroelectrica. Pentru că pe astfel de contracte am început în 2004 pe un deviz
de 123 de milioane de euro, care implica reabilitarea 20 de hidroagregate. La momentul ăsta sunt reabilitate doar 16 agregate. Am plătit 363 de milioane de euro și dacă e să tragem linie, după momentul la care și celelalte 4 agregate vor fi retehnologizate, s-ar putea costul efectiv acest contract să depășească 450 de milioane de euro, ceea ce este inadmisibilă. Pe lucrări suplimentare să se ducă 300%. Nu spun că hidroelectrica nu are nevoie de astfel de investiții, de alocare de astfel de resurse pe capitolul de mentenanță, câtă vreme, din cele 580 de hidroagregate, peste 80% au durata optimă de viață depășită. Asta înseamnă că au o vechime în exploatare de peste 22 de ani. Și pentru a le menține randamentele sau chiar a le crește randamentele și puterile instalate, toate acele hidroagregate au nevoie de reabilitare. Deci eu sunt un fan al asumării acestor investiții cu condiția să răspundă la două cerințe. Oportunitatea investiției, oportunitatea economică a investiției și rezonabilitatea costurilor. Deci eu în continuare o să finanțez toate aceste capitole de cheltuială, dar aceste cheltuieli să fie eficiente și rezonabile și de-aia am nevoie de un om de încredere. Sigur, mai urmează de la 1 septembrie să fie înlocuit și directorul financiar. Nu, să ne înțelegem, omul de încredere va rămâne acolo? Care om de încredere? Pe care l-ați adus, da. Da, atât timp cât voi fi eu administrator judiciar, o să-mi aduc nu unul de încredere, mai mulți oameni de încredere, 10, 20, 30, 100 de oameni de încredere și nu neapărat de încredere, pentru că am un principiu după care am 40 de ani, am lucrat. Prefer să lucrez cu un hoț deștept decât cu un prost cinstit. Dar problema este că n-am găsit nici hoți deștepți și nici proști cinstiți. Și ce să fac câtă vreme? Mulți directori sunt trimiși în judecată pentru subminarea economiei naționale, câtă vreme mai ales pe palierul financiar. Am rezerve că situațiile financiar-contabile la 31 decembrie au fost corect întocmite, pentru că din punctul meu de vedere hidroelectrica trebuia să declare o pierdere de 109 milioane de lei și nu un profit de 6 milioane 400 de mii de lei. Dar chiar dacă am luat de bun acest profit de 6 milioane 400, înseamnă doar 0,2% din cifra de afaceri pe anul trecut de 714 milioane de euro. Deci e foarte puțin. Și iarăși am rezerve din punct de vedere al acurateței ținerii contabilității pe cele 186 de milioane de lei cheltuieli nedeductibile fiscal, care mi-au generat mie un impozit pe profit de 83,7%. Știți și dumneavoastră, cota unică de impozit în România pe profit e de 16%. Hidroelectrica anul trecut a plătit 83,7%. De ce? Pentru că și-a permis acest lux a unor cheltuieli nedeductibile fiscal, care nu sunt recunoscute de codul fiscal, nu de un leu, nu de un milion, ci de 186 de milioane de lei. Bun, și asta înseamnă că de la 1 septembrie vor fi eliberați un din alt funcție... om de încredere al meu care va fi numit director financiar. Și pe toate direcțiile și în diviziile... În locul celui actual. În locul celui actual. Și pe toate direcțiile, diviziile pe care se fac actualmente analize pe competențe, pe profesionalism, pe loialitate, urmează să se ia astfel de măsuri. Și cine este acel om de încredere? La 1 septembrie, când va avea o calitate oficială la hidroelectrică, sigur că îl veți cunoaște și noastră. Și, e un economist, e un expert contabil, auditor financiar. Și alți directori? Și alți directori vor urma. Pe rând. Pe rând. Și la nivel de centrală, și la nivel de sucursale, și la nivel de hidroservuri. Este evident că nu poți să defilezi cu aceiași manageri care și-au dovedit limitele și capabilitățile manageriale. Dacă îmi făceau profit de 100 de milioane de euro anul trecut, n-aveam niciun motiv să-i schimb. Dar mi-au făcut toți profit, directorii nu toți, principali. Nu toți. Dar mi-au făcut doar un milion profit și în ăla nu am încredere că e un milion onest, corect. Dar e puțin oricum. Și acei manageri au generat din pasivitate, din eroare, din culpă, această stare de lucru de la hidroelectrica care la se traduce, care se traduce într-un miliard de euro datorii, care se traduce
în 800 de milioane, aproape 781 de milioane mai exact, în fluxuri negative de numerar. Și care se traduce în lipsa de viziune și de rațiune la momentul fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli pe 2012, tu din capul locului să-ți bugetezi cheltuieli reprezentând 99% din total venituri. Tu condamni hidroelectrica în 2012 să facă profit doar de 1%. Dar 1% în condițiile în care ai fi realizat o producție de 15,6 teravați cât ți-ai bugetat și ai fi realizat venituri de 3.145.000. Dar știai în noiembrie anul trecut și tu, director general, director financiar, director de investiții de la Hidroelectrica, după cum de-al minte știa și directorul general de la ANR sau președintele de la ANR în noiembrie 2011, că prognozele hidrologice pentru 2012 sunt pesimiste, sunt negative și că nu o să poți face o producție de 15,6 teravați și implicit nu o să ai venituri de 3 miliarde 145 de milioane de lei. Dar cu toate astea, tu ți-ai bugetat cheltuieli de 3 miliarde 120 de milioane de lei și ai lăsat o marjă de profit de 40 de milioane de lei, adică 1 milion de euro. Și totuși, și rezultatul unei atare politici, unei atare viziuni sau strategii, unei atare construcții a bugetului înseamnă o diminuare a venitului în 2012 cu 800 de milioane de lei. Dar cheltuielile nu poți să le diminuezi cu 800 de milioane de lei, că asta înseamnă să dai jumate din oamenii munci afară sau să închizi toate contractele cu hidroconstrucția, cu energomontajul, cu toată lumea. Deci pe astfel de politică nesăbuită, hidroelectrica ar fi trebuit acum, în 2012, să treacă pe pierdere câteva sute de milioane de lei, niște zeci de milioane de euro. Și ce trebuie să fac? Să-i premiez pe actualii directori? Să le dau? Sigur, le-am dat un cec în alt tuturor când am venit, pe 20 iunie. Nu i-am schimbat a doua zi. Și nici nu dau cu parul și cu barda, îi schimb pe toți în colonel și execut într-o zi. Ei fiecare sunt într-un proces de evaluare. Și toate numirile politice care au fost la Hidroelectrica vor înceta. Și acei oameni numiți pe funcții de execuție, la Hidroelectrica în centrală, la sucursale sau la hidroservuri, vor pleca. Eu am nevoie de oameni competenți, de oameni pregătiți, de oameni de bună credință, care să se identifice cu interesele reale ale Hidroelectrica și legitime. Nu de oameni care conjunctural au fost puși de unii sau de alții.